Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre importanța uleiurilor terapeutice împreună cu doamna doctor Anca Mihalcea, medic homeopat. Bine ai revenit, Anca! Bine v-am găsit! Hai să explicăm ce înțelegem prin aceste uleiuri terapeutice. Uleiurile sunt extracte din semințe, plante, obținute prin presare mecanică, presare la rece ar fi ideal. Au componente, sunt foarte bogate în acizi grași și multe dintre ele, unele chiar alimentare, au efect terapeutic, adică au efect antimicrobian, antibacterian, antiviral, combat tusea, ajută digestia, reduc balonările, stimulează enzimele digestive. Și atunci ele ne pot ajuta nu numai ca aromă, să ne bucure pe noi organoleptic, ca simțuri, ca organe de simț, să ne stimuleze, ne pot ajuta și în diverse probleme care apar în viața noastră. Și o să discutăm imediat în detaliu și o să ne dai și exemple de uleiuri terapeutice, uleiuri care să ne ajute. Mă gândeam dacă este importantă și cred sigur că este importantă calitatea uleiului, proveniența lui. Pentru că dacă nu vorbim de un ulei natural, un ulei de calitate, cred că mai rău îți faci decât bine încercând să faci terapie cu un astfel de ulei. Da, eu vorbesc despre uleiurile presate, extrase, reale, nu de sinteză. Adică uleiuri naturale. Și trebuie să subliniem faptul că fiind naturale, sunt ceva mai scumpe, cred că sunt. Și prețul ar trebui să fie un criteriu, să nu ne încânte faptul că am găsit o sticluță la un preț derizoriu, că asta înseamnă că nu e un ulei sunt mai de scumpe. Calitate. Există și uleiuri bune, naturale, care nu sunt exagerat de scumpe, să nu te poți atinge de ele, dar în general trebuie să existe un raport calitate-preț. Deci trebuie să scrie pe etichetă că este presat la rece. Ulei natural sau de obținut prin presare din semințe, depinde de sursa respectivă, presare mecanică de multe ori. E foarte important. Am lămurit acest aspect, deci trebuie să luăm un ulei de calitate. Cum ne poate ajuta? În ce afecțiuni? Spuneam că exemplificăm ce tipuri de ulei. Uleiurile pot fi consumate, că am vorbit de uleiuri alimentare, deci vorbim de consumul intern și sunt uleiurile pe care le putem folosi în alimentația noastră zilnică, de tip ulei de susan, ulei de cocos, ulei de avocado, ulei de argan, de orez, ulei de măsline, uleiuri care pot fi folosite, ideal ar fi să fie folosite crude. Nu merită să gătești aceste uleiuri. Chiar și uleiul de floarea soarelui presat la rece își modifică structura și atunci nu e bine să-l prăjim, de exemplu, sau să-l coacem. Deci cumva folosite... Ideal, ele sunt benefice atunci când sunt folosite în salate, la sfârșit, într-o supă, adaugi câteva picături de ulei de chimen negru sau olimul. Dar la sfârșit, olimul, după ce am închis după focul. După ce am închis focul sau chiar când servim, când mâncarea este caldă, atunci efectul lor este cel mai important și nu se degradează. Ele, în general, ne ajută sunt surse bogate de acizi grași, de acizi omega, cu efect antiinflamator. Deci sunt foarte multe uleiuri care pot avea efect antiinflamator în organism. Ne ajută să scădem colesterolul, să menținem vasele sănătoase. Eu vorbesc acum de cantități moderate de ulei, nu de toată ziua să mâncăm uleiul cu lingura. Sau că spuneai adăugat în salată, dacă uităm să ne oprim cu sticla sau nu știu câte linguri, cred că exact, nu mai e deloc de câteva sănătos. Linguri. Uleiul de cânepă, de exemplu, este renumit cu efect antiinflamator asupra articulațiilor. Există uleiurile esențiale, uleiurile foarte puternice din plante aromate. Acolo vorbim chiar de picături, de cantități extrem de mici, picături fie direct, fie încapsulate, fie diluate. Putem să punem câteva picături de ulei de oregano, de exemplu, care este un antimicrobian, un antistreptococic foarte bun, că suntem în sezon rece. Îl putem pune într-o bază de ulei, de exemplu, într-un ulei de măsline și să-l consumăm câteva picături pe zi. Uleiul de oregano, uleiul de cimbru, au efecte renumite antivirale, de ulei de arbore de ceai, de cuișoare, scorțișoară, cuișoarele chiar și efect anestezic. Dacă avem dureri dentare, de exemplu, sau o aftă, putem să folosim diluat puțin ulei interesant. De cuișoare. Deci ulei de cuișoare. Da, uleiul de cuișoare. Dar altfel, nu știu, pentru piele ajută, sunt femei care utilizează uleiurile pe post de, nu știu, cremă de hidratare sau ceva care să păstreze elasticitatea și frumusețea pielii. Este chiar un trend acum în ultimii ani, se folosesc foarte mult ape florale și uleiuri. Multe uleiul creme de argan, care ajung chiar la 30 de uleiuri incorporate, ulei de argan, uleiurile mari pe care le știm noi, argan, orez, germen de grâu cu efect anti-aging, antinetezire, antiriduri pentru netezirea pielii, dar există și uleiuri micuțe,
poate unele necunoscute, ulei de petale de crin, ulei de rodie, de coacăs negru, cu efect antioxidant, foarte puternic, ulei de cucui, la fel anti-aging. Deci sunt foarte multe extracte, uleiul de morcov, ulei de citrice, unele sunt ușor parfumate și atunci îți produc și un efect de aromoterapie, nu numai și local, de relaxare, și de relaxare. Foarte interesant. Deja parcă simt miros așa, tot vorbim tot și... Tot vorbim și... Deja simt și putem să și folosim și noi ca aromoterapie în cameră sau o picătură. O picătură de ulei de lavandă, de exemplu, la încheietura mâinii. Te relaxează, îți dă o stare de bine. Uleiul de vanilie, de exemplu. Inhibă dorința de a mânca dulciuri. Miroși. Deci ca să nu mai mănânc eu dulciuri cu vanilie, miroși, pui saturi ulei, cu o picătură de ulei de vanilie și nu mai mănânci ciocolată toată ziua și reziști. Sunt uleiuri, de exemplu, pe care le pot folosi sportivii. Uleiuri, ulei masaj local și care le cresc performanțele sportive. Interesant. Ca de exemplu, uleiul de arnica, uleiul de mentă, care are efect răcoritor și relaxant. Uleiul de enupăr după antrenamente, uleiul de portocal la fel, de citrice în general sunt relaxante și merg foarte bine după efortul intens. Uleiul de smirn, extractul de smirnă, de exemplu, are efect antiinflamator asupra articulațiilor, dacă am exagerat foarte mult sau sunt probleme, încep accidentări, de exemplu, ajută? Accidentări, depinde acum de uleiul de arnica. Sunt. În general, sportivii trebuie să fie prieteni buni cu arnica, să nu le lipsească acest ulei din trusa lor, din geantă. Am înțeles, iar dacă vrem ceva care să ne ajute să ne relaxăm, să adormim mai repede... În general, bine cunoscută levănțică se cultivă și la noi în țară și are un efect atât de plăcut, de calmant, încât uleiul de melisă poate să fie la fel relaxant. Aici cred că lista poate continua. Exact. În general, uleiurile din citrice sunt tonice, uleiurile din plante aromate de tip levănțică sunt calmante și asta e un bine de reținut. Bun, să știm de ce avem dimineața nevoie. Citrice, uleiul de lămâie, de citrice și seara levănțică. Și seara levănțică. Da. Îți mulțumim pentru sfaturi, Anca, și te aștept să revii. Cu drag. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!